Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou video. Momentan e bună dimineața, pentru că să vedem cum va fi mai târziu. Pentru că astăzi, programul pentru astăzi este în felul următor. Trebuie să mă duc la Galați să mă operez la măsea. Trebuie să-mi scot cea de-a doua măsea de minte, pentru că anul trecut mi-am mai scos o măsea pe cea din partea stângă, iar acum pe cea din partea dreaptă. Și e foarte dureros. Deci imaginați-vă că vă taie. Deci nu trebuie să vă imaginați, mai bine nu vă zic, că vă doare doar când vă gândiți la chestia asta. Da, vreau să vă zic că măseaua mea e cam așa. Deci măseaua mea nu e așa. Deci măseaua mea e curcată și împinge în astea. Și bineînțeles că mi-am făcut o radiologie. Da. Și acum mi-am făcut programarea cu ceva timp și trebuie să mă duc să mă opereze, să mi-o scoată, să-mi scoată măseaua de minte, pentru că trebuie scoasă măseaua de minte. O să rămân fără o bucată din minte. Da, bineînțeles. Și pe lângă asta trebuie să mai ajung înainte de asta, mai am ceva treabă prin Galați, iar după care, dacă o să mă simt bine, dacă o să pot, dacă nu o să mă doară măseaua de măcac pe mine, bineînțeles că o să fiu anesteziat și așa mai departe, după o să încerc să mă găsesc cu băieții din Galați la un mic antrenament. Bine că eu nu cred că o să fac absolut nimic, pentru că vă dați seama, o să mă doară foarte rău măseaua. Bun, și acestea fiind spuse, e dimineață, sunt minus 6 grade și pornim la drum, așa că hai să plecăm direct. Deci nu pot să vorbesc, nu pot să deschid gura. S-a morțit jumătate de față. Îmi vine să plâng de durere. Mă doare de măcac pe mine. Încă sunt anesteziat și încă nu simt nimic. N-am voie să deschid gura. Am aici un pansament, o oră, o zi. Aoleu, băgă-mi. Nu pot să vorbesc. Nu știu dacă mă aud, dacă mă înțelegeți. Încă sunt anesteziat puțin mai mult. După ce trece efectul măcac pe mine de durere, am undeva prin buzunar măseaua. Am măseaua pe aici, dar nu vă arăt acum, mai încolo. Stai că nu pot să vorbesc. Ok, hai că am fost până la farmacie să-mi iau niște ketonal, pentru că nu mai pot, deja a început să se ducă efectul de la anestezic. Și mă doare cu tot cu ureche de măcac pe mine, deci mă doare, dar cel mai rău o să fie de seară, vreo două zile, cred că te nebunesc, mă doare de nebunesc. Și vreau să vă arăt prostia asta de măsea care mi-a făcut mie atât de multe probleme. Asta, nu știu dacă se vede. Asta e măseaua, se vede cam asta. Bine că e puțin tăiată, a tăiat-o de aici ca să poată să o scoată, hop, am scăpat-o. Deci nu se vede ea foarte bine, dar asta e măseaua, mi-a sărit din gură, gata, am scăpat. Deci prostia asta de măsea mi-a făcut mie probleme și acum o să sufăr, cred că o săptămână o să mă doară. E umflat, e inflamat, mamă, deci nu vă puteți imagina, e foarte nașpa. Deci după cum am spus, faza e că măseaua era crescută așa și mi-a împingea ceilalți dinți, la fel ca și cea pe care am scos-o anul trecut. Da. Mai stau puțin să mă liniștesc și după care am să vorbesc cu băieții de aici, o să mă găsesc cu chinezul și cu mai mulți băieți, ci că să mergem la un antrenament, după cum am zis, dar eu cred că doar o să stau și o să-i filmez pentru că nu pot să fac nimic, dar dacă tot am zis că o să mă găsesc măcar jumătate de oră cu ei, o să mă duc să mă găsesc măcar puțin. Doamne, deci e atât de nașpa. Deci asta am zis că o iau ca amintire, fraților, de s-a chinuit, cred că vreo 15 minute, bă, atras de ea. Mamă, deci nu mai voia să iasă căcatul ăsta de măsea. Daune. Ai, mamă, nașpa rău. Vrei să-ți dau durerea mea? Ce durere ai? De măsea, nu ți-am zis că m-am operat acum. Mă gândeam că ți-a scos-o sau? Nu m-am operat.
Deci nu pot, nu pot să mișc gura, deci mi-am, nu pot, ce ai bă, mă doare de bă cap cu mine, mamă, dar cine moli pe aici, eu cum văd. Mamă, cine moli pe aici, stopește zăpada, începe să încălzească. Oh, oh, oh. Frumos. A sărit nămul pe el. E nămul pe aici, stopește. Și acolo a sărit. Mamă. Stopește toată zăpada, e aiurea. Ia uite. Urme de grizzly. Aici, căzătura, aterizarea, nămolul. Deci neapărat dacă vreți să vedeți mai mult parcurs, running, tricuri, abonați-vă la cei doi, Micu George și Andrei Chinezu. De fapt nu, PFT, mai Parcurs Family și George Micu, o să aveți canalele în descriere, abonați-vă la băieții ăștia că merită. Mă doare, mă, seama, bă! Ai pierdut căciula pe drum. Deci mă doare de măcac pe mine, mi-am dat acum pansamentul jos, a trecut o oră de când am. A început să mi se dezamorțească. Limba încă mi este așa, parcă ar fi umflată, deci țin toată partea asta de gură. Și încerc să nu mă gândesc, încerc să nu dau seama că mă doare, deși mă doare de nebunesc. Încerc să vorbesc, să fac altceva, să nu mă gândesc la asta. Și dacă o să mă duc acasă, în momentul când o să dau de cald, o să fie și mai nașpa, pentru că acum fiind frig afară, ține amorțeala în continuare, dar acasă o să explodez de durere, cred că. Și mi-a spus doctorul să mănânc două gume. Deci să mestec pe partea asta, exact aici unde e operația. Deci e cusut, acum în momentul ăsta eu sunt cusut. Mi-a zis să mănânc două gume, să mestec două gume toată ziua și cel puțin astăzi ca să nu se, nu știu ceva, să nu se amorțească, să nu, să pun maxilarul în mișcare. Dar mă doare de măcac pe mine, cum naiba să mestec guma acolo. Puf, foarte nașpa. La limit, pe lângă. Ăla-i, mă, ia uite-l, ia uite-l. Ăla-i, Nike, reclamă la Nike, sponsorizați-l. Nike, dați-i Adidas. Asta au fost cu 180, mai mult. Bun. Lasă-l. Monkey, monkey, monkey! Uau! Vai, mă! Vai, mă! Fail! Mamă, dar ce fel a alunecat! Asta e nașpa cu la zăpada asta. Gata, hai, dubla 2. Dubla 2, încet, nu, nu fă pași rapid. Ăla-i. Hai, hai. Să nu zic că n-am făcut și eu ceva. Dar mă doare de măcac pe mine, mă seama. Am ajuns înapoi acasă, am mai stat puțin cu băieții, s-au antrenat iar eu. M-am uitat, Nicola s-a fericit ca de obicei. A început să mă mai, nu chiar să mă mai lase durerea, ci deja a trecut efectul anestezicului și mi s-a umflat, nu știu dacă se observă partea asta, dar e mai umflată decât din coace. E foarte umflată, dar nu se observă atât de bine pe cameră. Și mă doare cu tot cu ureche de măcac pe mine, bă, deci mă doare de nebunesc. A fost o operație chirurgicală, deci nu doar o scoatere de măsea sau pur și simplu, deci a fost ceva chirurgical. Am stat, n-am stat mult să zic, în jumătate de oră m-a terminat, dar
Durerea mare e acum, după. Și o să mă doare câteva zile de o să nebunesc. La noapte va fi cel punctul culminant. Sper să fie ok. Trebuie să iau acum niște ibuprofen sau dintre astea, cum îi zicem, ce mi-am luat, ketonal și dintre astea, așa. Păi, mă, da, nu știu dacă o să filmez, o să editez ce am filmat astăzi și nu știu următorul video când o să-l fac, pentru că abia de pot să vorbesc, abia de pot să înghit. Mă doare, nu știu, mă simt foarte, foarte nașpa. Deci toată partea asta, așa, deci nu vă puteți imagina că cea mai nașpa durere e durerea de măsea. Deși poate eu acum vorbesc puțin mai normal, dar mă chinui, vorbesc așa stâlcit și îmi curge multă salivă, pentru că încă e amorțit așa puțin. A trecut efectul, dar încă simt o amorțeală, nu știu, e foarte ciudată senzația și foarte nașpa în același timp. Dar trebuia neapărat să o scot, pentru că dacă nu o scoteam, împingeam în continuare în dinți și îmi strâmbă dinții. Deja am un dinte aici mai strâns și unul sus, nu mai vedeți chestia asta. Da, încă e bine acum, dar deci v-am spus, punctul culminant va fi la noapte și probabil mâine dimineață mi-a spus asistenta că s-ar putea să mă trezesc fără să pot vorbi și să nu mai mișc maxilarul, pentru că o să amorțească și din cauza o să se umfle, o să se inflameze măseaua tot mai tare, de fapt măseaua, că nu mai e nicio măsea acolo, locul acela, operația, și s-ar putea dimineață să trebuiască să facă exerciții de genul ăsta, să mă strâm, nu știu. Nu pot, deci nu pot, mă doare de nebune, nu vă puteți imagina. Dar oricum, mi-a zis că dimineața să fac exerciții faciale, să mă strâmb. Deci să mă strâmb așa mult ca să poată să se miște maxilare. Bun, nu mai. Gata, deja am vorbit prea mult. Și... da, faza e că și Sabina are o măsea de genul. Exact la fel, eu am avut două, ambele jos. Ea are una singură, tot așa culcată și va trebui să și-o scoată și ea, să o opereze. Dar acum când deja știe cum e la mine, e foarte, foarte frică. Dar mai vedem. Dar ei trebuie. Deci la măsele de minte e cel mai nașpa, pentru că sunt cele mai aiurea măselile astea de minte. Oricum, cam atât ar fi pentru astăzi. A fost un vlog așa random din viața mea. Bineînțeles, un daily vlog. Cu multă durere. Foarte, foarte multă durere. Așa că ne vedem data viitoare cu un nou video. Numai bine!